frunze decolorate la căpșun? Haideți să vedem de ce. Decolorarea frunzelor la căpșun, într-un verde pal sau chiar spre galben, cum se poate observa, dar cu păstrarea culorii nervurilor și care afectează doar frunzulițele tinere și noile creșteri, se numește cloroză ferică. Mai simplu spus, lipsa fierului din plantă. Pentru a diferenția față de alte carențe, și trebuie să nu uităm, sunt afectate frunzele noi. Da? Frunzele bătrâne sunt verzi. Asta datorită lipsei mobilității fierului în plantă. Planta nu reușește să ia fierul din frunzele bătrâne și să le îndrepte spre noile creșteri. Această carență, acest deficit de fier în plantă poate apărea, cum este în cazul meu, din cauza pH-ului. Eu am un sol alcalin, un pH crescut, iar căpșunii preferă un sol acid. În cazul meu, într-un sol alcalin, fierul se leagă de alte elemente și se blochează, astfel încât planta nu mai reușește să îl extragă din sol. O altă cauză a apariției acestui deficit de fier o reprezintă excesul de fosfor sau de mangan, care nu lasă planta să asimileze fierul necesar. Sau o altă cauză ar fi efectiv lipsa fierului din sol, ceea ce se întâmplă sau este întâlnită pe solurile calcaroase. Bun, acum că știm care este problema, ce este de făcut? Ei bine, trebuie să intervenim cât mai repede cu produse pe bază de fier. Ținând cont că fierul este un microelement esențial în creșterea și dezvoltarea plantelor, intră în procesul de formare a clorofilei, de aceea este și decolorarea aceasta, este lipsa clorofilei din frunze, deci automat intră și în procesul de fotosinteză, metabolismul azotului, respirația plantei și altele. Este un microelement foarte important și noi va trebui să intervenim prin aplicarea de produse bogate în fier pentru a remedia această lipsă, acest deficit de fier din plantă. Există produse granulate care se aplică, se împrăștie, sau există produse foliare care se aplică direct pe frunze, iar fierul este preluat prin intermediul stomatelor, este asimilat prin frunze. Există numeroase produse pe internet destinate lipsei fierului, deci pentru a remedia această problemă. Iar, cum de exemplu este în cazul meu, acum știu că am un pH alcalin, voi avea în fiecare an această problemă, până remediez problema pH-ului, până îl scad, așa că an de an va trebui să intervin cu aplicarea produselor pe bază de fier înainte ca plantele să pornească în vegetație. Asta a fost, sper că informația să vă fie de folos. Mulțumesc și până data viitoare, numai bine!